Suntem aici cu Damian Cimpuieșu, misionarul oblat al Mariei Imaculate, care sâmbătă 17 octombrie va fi rutenit preot, pentru că și el a fost molipsit de speranță. Cum s-a întâmplat să fii molipsit de speranță? Este momentul în care tu primești un mare har de la Dumnezeu prin anumite mijloace, adică printr-un mers la biserică sau prin anumite persoane care îți inspiră dragostea lui Dumnezeu și în acel moment se întâmplă ceva neprevăzut care declanșează în tine un sistem și un sistem de molipsire, pot să zic, în care tu simți că trebuie să dăruiești ceva, pentru că cineva de sus ne-a dăruit nouă ceva. Și biserica de astăzi, în ce este contagioasă? Biserica de astăzi este contagioasă, cred, în felul ei de a fi așa cum încearcă să trăiască în zilele noastre, adică să se implice în viața socială, în viața politică, să ia atitudine față de toate neregulile care se întâmplă în lume, față de nedreptate, față de poluare și așa mai departe. Ți-ai făcut o strategie misionară de molipsire creștină? Este mai dificil să răspund la această întrebare, dar există o anumită strategie pe care sigur că o am în cap, dar nu o am făcut-o la nivel practic. Pentru că trebuie să las loc și Duhului Sfânt care sperăm că va lucra în mine, nu? Ok, mersi, Damian!